fost șef de secție de la Spitalul Militar din Timișoara a fost prins că lua mită de la angajați din penitenciar în schimbul pensionării anticipate. La perchezițiile domiciliare, anchetatorii au descoperit numai puțin de 150.000 de euro, pe care medicul nu i-a putut justifica. Andrei Naiță ni se alătură cu toate informațiile. Andrei, te rog! Bun găsit! Medicul Eugen Poșiar a fost trimis în judecată în anul 2018 pentru luare de mită, trafic de influență și fals intelectual. Anul trecut el a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare și confiscarea sumei de 1,2 milioane de lei. Însă sentința a fost atacată cu apel, iar dosarul a fost trimis spre rejudecare. Acum Tribunalul Timiș a menținut condamnarea inițială, dar a decis că medicul trebuie să înapoieze mai puțin bani. Instanța a stabilit că din suma de 156.000 de euro, doctorul nu poate justifica doar 68.000 de euro, aproximativ 6.000 de lei, și două monede din metal prețios. Totodată, medicului i s-a interzis să profeseze pe o perioadă de 4 ani. Anchetatorii au stabilit că, în calitate de șef de secție la Spitalul Militar, medicul ar fi primit bani de la două persoane angajate la penitenciarul Arad, care doreau să se pensioneze anticipat. În schimbul mitei, medicul ar fi trecut în dosarele de pensionare mențiuni nereale, cum ar fi internări fictive sau presupuse proceduri medicale. Sentința Tribunalului Timiș nu este una definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel.